bucurăm că suntem și de această dată în casele dumneavoastră. Sperăm că v-ați așezat confortabil. Urmează o serie de întrebări. Sunt foarte multe întrebări și sperăm că în această seară să reușim să răspundem la toate. Așadar, dacă ne urmăriți pe site, pe YouTube sau pe Facebook, ne bucurăm și dorim să vă spunem că nu primim întrebări în direct în această seară. Puteți să le scrieți, dar nu vom răspunde la ele. Este o ediție specială în care răspundem exclusiv întrebărilor rămase din emisiunile anterioare. Dacă totuși veți avea nelămuriri cu privire la ceea ce vom discuta sau doriți să ne scrieți anumite întrebări, noi o să le salvăm, dar o să răspundem peste o perioadă mai lungă în care vom reveni în direct. Cornel Drăvășan este alături de mine ca de fiecare dată și vreau să dau startul întrebărilor. Așa cum am spus, sunt foarte multe și să avem suficient timp. Bună seara, Cornel, și bine. Bună seara, Loredana, bună seara, dragi prieteni. Sunt așa de bucuros că, uite, Dumnezeu ne dă har și de fiecare dată suntem aici sănătoși, cu mintea limpede, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea Duhul Lui cel bun și să putem vedea exact cum este adevărul. Cornel, te roagă unul dintre cei care ne privește să dezbați Iov 33:4. Cum l-a făcut Duhul lui Dumnezeu pe Iov? Sau la ce se referă? Iov 33:4. În seara asta avem vreo 40 de întrebări și mă voi strădui să răspundem la toate. Vom fi mai telegrafici. Spune așa. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Duhul lui Dumnezeu este întotdeauna agent activ la lucrarea creației lui Dumnezeu. Așa cum în Geneza la capitolul 1 cu versetul 2. Pământul era pustiu și gol peste fața dâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Când Duhul lui Dumnezeu este la începutul creației, așa este la începutul fiecărei creații. Și noi suntem plăsmuiți tot prin Duhul lui Dumnezeu, care este agent activ la lucrarea creației. De aceea și Iov este plăsmuit de Duhul lui Dumnezeu și de Iisus și de Tatăl. Cred că ați spus că Iisus a transformat apa în suc de struguri. Cuvântul grecesc folosit este oinou. Da, așa a scris aici, care înseamnă vin. Mai mult decât atât, este înrudit cu verbul a intoxica, a otrăvi. Același cuvânt este folosit și în Efeseni 5:18, când spune: nu vă îmbătați de vin, acesta este de străbălare, dimpotrivă fiți plini de duh. Consensul experților este că e vorba de vin. Sfinții părinți știau că este vorba de vin, grecii știu că este vorba de vin. De ce aș crede că a transformat apa în suc? Cuvântul oinos poate însemna și vin fermentat și vin nefermentat. La fel ca și cuvântul vin în limba română. Cuvântul vin în limba română poate să însemne vin fermentat sau poate să însemne și vin nefermentat. Pentru că dacă mergi la un român care pune strugurii în zdrobitor, îl întreb ce face, ce fac vin. Hai să bem un pahar de vin. La care omul zice, nu beau acum, beau după 3 zile. După ce se strică. Să fermenteze. Da. Deci, cuvântul oinos poate să însemne și vin fermentat și vin nefermentat. Eu nu pot dovedi că Iisus la nunta din Cana a făcut vin nefermentat. Nici dumneavoastră nu puteți dovedi că a făcut vin fermentat. Noi nu suntem acolo ca să putem să gustăm. Eu doar cred că Domnul Iisus Hristos nu face ceva împotriva cuvântului său. El a spus în Proverbe 23:20, nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. El a spus prin Duhul lui cel Sfânt în cuvântul său, nu te uita la vin, cum curge roșu, cum face mărgăritare în pahar. Dacă bei, ochii se vor da după femeile altora, gura îți va vorbi prostii. Și percepția mea este că Iisus nu a făcut vin fermentat ca să ia mințile omului. Aceasta este înțelegerea mea. Nu cred că trebuie să supăr pe nimeni cu această înțelegere. Putem fi onești și să subliniem faptul că în Biblie se bea și vin alcoolic, da? Și într-adevăr, când spune Apostolul Pavel, nu vă îmbătați de vin, nu se referă la sucul de struguri, se referă la nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, este vin alcoolic. Doar că aceasta este înțelegerea mea cu privire la Iisus. El nu ar face ceva care să ia mințile omului.
Coloseni 2 cu 16. Nimeni, dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură. Dacă ucenicii nu au promovat nimic cu privire la sabat sau mâncare, de ce adventismul face dogmă din acestea două? Dragul meu, greșești că ucenicii n-au promovat nimic cu privire la sabat și la mâncare. Greșești. Când Apostolul Pavel se află în Filipii, el nu-și găsește o altă zi în care să se închine decât în ziua sabatului. În Faptele Apostolului, capitolul 16, spune: am ajuns într-o localitate numită Filipii, care este cea din tâi cetate într-o colonie romană, unde am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății. În Faptele Apostolului, capitolul 16, după ce Pavel vindecă o vrăjitoare, stăpânii vrăjitoarei vorbesc deja despre niște obiceiuri pe care evreii aceștia le-au adus aici, pe care noi n-ar trebui să le păstrăm, zice cuvântul lui Dumnezeu. Iar acele obiceiuri nu erau altele decât cele pe care le promovase și Iisus. Iisus a spus despre sine, sau Biblia spune despre Iisus în Luca, la capitolul 4, versetul 16, a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Iar după aceea, în Fapte, capitolul 17, versetul 2, spune că Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă și 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Așadar, ucenicii promovau și această chestiune cu privire la ziua de închinare, doar că nu o făceau tot timpul, pentru că era de la sine înțeles că ucenicii se închinau în sabat și că creștinii se închinau în sabat. Nu trebuia să accentueze. De ce niciodată la emisiunea Răspunde Biblia, spre exemplu, eu nu am spus în direct sau nu ți-am zis ție: Loredana, roagă pe colegii din regie să ne aprindă luminile. De ce? Pentru că în fiecare emisiune noi am avut lumină. Nu trebuia să spun că trebuie să aprindă luminile, ci de vreme ce noi avem lumină, da? Așadar, chestiunea aceasta de a spune tot timpul despre sabat sau de a spune tot timpul despre ceva nu este neapărat necesară. Da? Dar să ne întoarcem în Coloseni, capitolul 2, versetul 16. Dragilor, orice cuvânt, orice situație de felul acesta trebuie să o înțelegem în contextul din care face parte. Și acum aș vrea să citim puțin mai mult. La versetul 14 spune așa: a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era protivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. E vorba despre cele 10 porunci sau e vorba despre un alt zapis cu porunci? Zapis înseamnă ceva textil, dacă vrei. Da? Zapisul cu poruncile lui. Care erau poruncile care stăteau împotriva noastră? Vă rog să cercetați în Sfânta Scriptură și veți vedea că în Deuteronomul, la capitolul 31, cu versetul 26, se spune că după ce a isprăvit Moise de scris toate cuvintele legii într-o carte, a dat poruncă leviților care duceau chivotul și ziceau așa: luați cartea aceasta legii și puneți-o lângă chivotul legământului Dumnezeului vostru ca să fie acolo ca martor împotriva ta. Cât despre cele 10 porunci, erau puse în chivot. Această lege cu zapisul era pusă lângă chivot. Și Apostolul Pavel continuă și spune că Iisus a șters acest zapis, de aceea nimeni să nu vă judece cu privire la ce? Mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Doar că oamenii uită să citească versetul următor. Care mâncare? Care băutură? Care zi de sărbătoare? Care zi de sabat? Care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Ce înseamnă zile care sunt umbra lucrurilor viitoare? Păi ce umbră era sabatul Paștelor, spre exemplu? Spre ce eveniment din viitor privea acest sabat al Paștelor? Spre moartea Domnului Iisus Hristos. Erau jertfe de mâncare, erau jertfe de băutură, cu un de lemn, cu făină, cu vin și așa mai departe, care erau niște umbre ale lucrurilor viitoare. Sabatul zilei a șaptea nu era nicio umbră, era parte din legea lui Dumnezeu, scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră. Nu era nicio umbră ca să vestească în viitor.
Așa că nu era vorba despre sabatul zilei a șaptea aici, ci despre acele sabate, cum ar fi sărbătoarea corturilor, ziua ispășirii, sabatul Paștelui și așa mai departe, care erau niște umbre ale lucrurilor viitoare. De aceea, unii mai păstrau aceste umbre, alții nu le mai păstrau. Și Apostolul Pavel zice, nimeni să nu vă judece cu privire la aceste lucruri. Doar că sabatul zilei a șaptea nu făcea parte din aceste sabate ca umbre. Pentru că el era de la creație, de la întemeierea lumii. De aceea lucrurile sunt în felul acesta înțelese. Mai este valabil Levitic 12, adică femeia are nevoie să intre în biserică după naștere? Dacă da, după cât timp? E o problemă foarte sensibilă asta. După părerea unor teologi, această chestiune nu se mai are în vedere, pentru că lucrurile se raportează la sinagogă astăzi și nu la templu. Adică la biserica creștină. Nu avem nicio amintire tangențială în Noul Testament cu privire la faptul că femeia n-ar avea voie să vină într-un anumit moment la biserică. Pavel ar zice, femeilor care sunteți la perioadă, să nu veniți la biserică. Nu se pune această interdicție. De ce? Pentru că în Vechiul Testament femeia n-avea voie să vină la templu în perioada ei specială, deoarece singurul sânge care trebuia să fie adus acolo era sângele mielului. Da? Da. De aceea nu considerăm că această lege trebuie păstrată în Noul Testament, pentru că aici nu mai e vorba despre sângele mielului, ci e vorba despre sângele Domnului Iisus Hristos, care este astăzi pus în mod simbolic în dreptul vieții noastre. Și nu discutăm faptul că nici metodele igienice de pe vremea aceea nu erau la nivelul celor de astăzi. Da? Dar așa sunt de părere unii teologi. Eu înclin să cred ideea aceasta. Dar dacă cineva, pentru cugetul ei față de Dumnezeu, nu dorește să se afișeze în public și să vină atâtea săptămâni câte scrie în Leviticul 12, să facă așa cum îi spune cugetul. Ana, am urmărit niște documentare în care se relata povestea unor prizonieri care au evadat din lagărele de exterminare. În lupta lor pentru supraviețuire au fost nevoiți să se hrănească cu tot felul de viețuitoare. Ce ar trebui să facă un creștin în situații extreme? Ar trebui să trecem peste anumite principii pentru a da prioritate vieții? Foarte grea întrebare. Este foarte grea întrebare. Dar dacă ești doi într-o barcă și unul a murit, ce faci ca să supraviețuiești? Îl mănânci. Îl mănânci? Știi care e problema? Noi suntem aici la masă, am mâncat de amiază. Ai mâncat de amiază? Da. Am mâncat amândoi de amiază. Habar n-avem ce înseamnă să ne fie foame. Habar n-avem. Nu știu dacă înseamnă. Azi am discutat cu o doamnă care mi-a povestit că a postit 21 de zile. 21 de zile. M-am făcut mic, mic de tot. M-a lovit plânsul. Și zic, n-ai mâncat nimic? Nu. Dar ce ai făcut? Am băut apă. Ce după 6 zile, primele 6 zile este nebunitor. Dar după 6 zile, n-ai nicio treabă. Am slăbit 15, 18 kg și în 21 de zile. Dar m-a rugat pentru copiii mei. Și copiii ei toți sunt în credința în Domnul Iisus Hristos. Deci m-a terminat. Dar nu știm ce înseamnă să ne fie foame. Nu știm. Atunci când ți-e foame, nu știu dacă mai poți să raționezi. Să zici, nu mănânc lăcusta solam, doar lăcusta hargol. Sau ceva de genul ăsta. Sunt în Biblie niște specii de lăcuste curate, altele nu sunt curate. Nu știu ce mecanisme îți slujesc în suflet. Eu acum aș zice că n-aș mânca lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dar atunci știu eu ce aș face. De aceea să ne rugăm Dumnezeu să ne treacă totuși prin încercări pe care nu le putem gestiona. Cum ar trebui să procedeze un creștin în următoarea situație? Te duci în vacanță la niște rude, te prinde sabatul acolo, iar mâncarea pentru sabat o pregătesc tot în sabat. Este greșit să participăm la masă? Sau dacă în șederea noastră la ei, în timp ce ne plimbăm prin parc, ei insistă să ne oprim la o terasă? Știind principiile noastre, spun, lasă că facem noi cinste, să fie păcatul nostru. Cum ar trebui să procedăm în astfel de situații? Ar trebui să stabilim programul de dinainte în astfel de situații. Și credeți-mă că se poate.
În momentul în care stabilim, uite ce facem, venim până la voi, bun. Uite, nu vrem să vă supărăm cu nimic, dar vreau să știți că noi ne aducem niște mâncare ca să mâncăm împreună mâine. Și noi nu gătim. Și ca să fie părtășia de plină, hai să facem împreună chestia asta, gătim de astăzi pentru mâine. Care e programul? Păi mergem să ne plimbăm în parc. Bun, mergem să ne plimbăm în parc. Noi ne bucurăm de natură, ne bucurăm de plimbare, ne bucurăm de părtășia cu voi. Dar dacă putem evita să ne oprim la terase și să bem și să mâncăm, mai bine evităm. Așa că, cu înțelepciune, programul ăsta se rezolvă de dinainte. Acum, dacă ai picat pe nepusă masă și oamenii ăia îți pregătesc cu toată inima, să refuzi este foarte dificil. Este foarte dificil și poți să strici niște relații. De aceea, programează-ți și concediile și vizitele cu înțelepciune, că Dumnezeu îți dă. Liviu, doresc o explicație a textului din Isaia 13 cu 14. Mă refer la adunarea dumnezeilor. Cine sunt aceștia? Isaia 13 cu 14? Da. Nu scrie de adunarea dumnezeilor. Dar probabil că e vorba despre 14 cu 13. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noapte. E posibil să referă la pluralitatea din dumnezeire, pentru că Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Muntele adunării dumnezeilor poate se referă și la faptul că Dumnezeu a înzestrat pe unele din creaturile sale cu niște puteri extraordinare. Și la un moment dat chiar Domnul Hristos dezvoltă o mică controversă și spune cum zice David despre unii că sunt dumnezei. Și în perspectiva lui Dumnezeu, care este Dumnezeul cel atotputernic, e posibil ca unii reprezentanți ai altor planete să fie mici dumnezei. Dar cred că se referă totuși la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt aici. Este percepția mea la prima vedere. Mai sunt proroci în ziua de azi? Biblia vorbește în Noul Testament că sunt proroci. Și Duhul acesta al prorociei continuă până la sfârșitul timpului. Erau în Noul Testament patru fete fecioare ale lui Filip care proroceau. Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 11 spune că orice femeie care se roagă sau prorocește. Iată că poate să fie o prorocie. Nu știm exact dacă unii pot fi proroci sau pot fi foarte deștepți care să deducă anumite lucruri. Dar știm că dacă prorocia unui om se împlinește, înseamnă că poate să fie de la Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă astăzi în anumite biserici creștine totuși mi se pare un abuz. Am predicat într-o biserică și a venit o soră proroc la mine și mi-a spus: eu sunt prorociță. Așa și? Și am văzut în timp ce predicați un porumbel alb pe umărul din dreapta și un porumbel negru pe umărul din stânga. Aveți grijă. Și Domnul să aibă milă de mine și vă rugați și dumneavoastră pentru mine. Ce mi-a zis nouă femeia asta? Că în fiecare zi suntem expuși atacurilor celui rău și atacurilor Domnului, adică și influenței Domnului, Duhului Sfânt, nu? Adică nu e nimic nou în chestia asta. Și sunt unii care pur și simplu abuzează de această chestiune. Domnul mi-a arătat că mâine, nu știu ce, am un prieten care s-a dus într-o biserică și o prorociță i-a profetizat că mâine la 5 după amiază are un accident. Și a stat în casă. Și ăsta, săracul, s-a speriat în primul rând, dar și o să aminte că mâine la 5 după amiază ăștia au iar biserică. Și a zis, bă, dacă la 5 după amiază am accident, mă duc la biserică la ăștia care mi-au spus că așa. Și s-a dus direct la învon, l-a dat la o parte pe cel care vorbea și a spus, câți dintre noi ați fost ieri aici? Ați auzit și mi-a spus prorocița asta, că astăzi la 5, uitați-vă cât e ceasul, e ora 5, n-am niciun accident, asta e prorociță falsă. S-a dat jos de la învon și a plecat în treaba lui. A plecat în treaba lui. Da. Deci, noi credem în existența unor proroci, dar oamenii aceștia trebuie să fie oameni care dovedesc în viața lor
ascultarea de Dumnezeu și a căror prorocie se împlinește. Nu oricine care are și el un îndemn sau o năzărire este un proroc. Domnul trimite pe Moise să scoată poporul din Egipt și după aceea vrea să-l omoare. De ce? Este un pasaj foarte greu de înțeles. Multă vreme nu l-am înțeles, până când mi-am dat seama ce face Sefora. Sefora, în momentul în care vede că Domnul vrea să omoare pe Moise, ia o piatră și îl taie împrejur pe Gershom, pe fiul lor. Și supărată îi spune, tu ești un sos de sânge pentru mine. Când Moise era în țara Madian, i-a povestit Seforei, socului, care sunt rânduielile lui Dumnezeu din tată în fiu, Avraam, Isaac și Iacov, și că semnul legământului lui Avraam era această operație chirurgicală de a decalota organul intim al băiatului la opta zi, în a opta zi. Sefora, probabil că i-o fi zis lui Avraam, termină, îmi pui mâna pe băiat că nu știu ce să fac. Nu este aici barbarismele tale, lași în pace treaba asta. Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îi vorbea lui Moise și spunea, vezi, rezolvă problema. Ai o problemă nerezolvată. Rezolvă problema. Rezolvă problema. Și amânarea acestei rezolvări, amânarea conștiinței, este o problemă pentru Dumnezeu. Și la un moment dat Dumnezeu vrea să intre peste Moise. Și când vede Sefora că problema e serioasă, știindu-se cu musca pe căciulă, că ea probabil l-a oprit pe Moise din a efectua tăierea împrejurului lui Gershom, ea însă își aduce la îndeplinire această operație și cu un gest de sfidare îl cam repede pe Moise. Tu ești un sos de sânge pentru mine. Deci acesta era contextul în care Dumnezeu să-l omoare pe Moise. Când Moise știe că trebuie să rezolvă o problemă și el nu o rezolvă. De aceea să nu lăsăm problemele din conștiința noastră nerezolvate. Porunca să nu ucizi se referă la toate viețuitoarele sau doar la oameni? Doar la o ucidere. Dacă ar fi fost altfel, Dumnezeu ar fi acuzat orice jertfă de animal că ar fi încălcare de poruncă. Neli vrea să explici Romani 7:25. Romani, capitolul 7, versetul 25. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea slujesc legii păcatului. Da, noi știm exact ce trebuie să facem în mintea noastră, dar uneori trupul acesta, firea pământească, ne trage să mai păcătuim. De aceea Pavel zice, fac nu ce vreau, ci ce urăsc. Uneori nu ne putem stăpâni în anumite domenii ale vieții noastre. Da? Și firea asta nu ne ajută de multe ori, știți? Spre exemplu, vine unul și staie calea cu mașina. Mintea, știi, băi, fii calm, fii liniștit, dar firea ce face? Țip la el. Animale mari, da? Vorbești cu animale mari. Da? Cam asta e problema. Da. O secundă că am dat din greșeală mai multe slide-uri. Octavian, un credincios botezat care se abate pentru o perioadă trebuie să mărturisească pocăința iar în apa botezului și de câte ori poate face botezul? Octavian, nu ne jucăm cu problemele astea. Credinciosul ar trebui să aibă decizia lui cu privire la rebotezare. N-ar trebui nimeni să preseze un om pentru a se reboteza. Asta ar trebui să fie decizia lui. Dacă el a părăsit principiile lui Dumnezeu și se reîntoarce, vrea să reînceapă cu Dumnezeu, poate să fie rebotezat. Rebotezarea este biblică. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, se întâmplă o rebotezare. Expresia un singur domn, o singură credință, un singur botez se referă la calitatea unui Dumnezeu adevărat, calitatea unei credințe adevărate și calitatea unui botez adevărat, nu la numărul de botezuri. Dar, într-adevăr, nu trebuie să ne jucăm cu chestia asta. Iar ne botezăm, iar plecăm, iar ne botezăm, iar plecăm. Nu suntem la biliard aici cu Dumnezeu. Pac, lovești o bilă, iar. Pac, încă o bilă, iar. Nu e vorba despre asta. De aceea, cred că și bisericile creștine ar trebui să acorde mai mult credit conștiinței individuale. Și individul să spună, domnule, doresc să închei, vreau să mă rebotez. Și atunci lucrul ăsta să se facă.
Dar când presează alții, unii zic, domnule, nu vreau să mă rebotez, că n-am trădat pe Dumnezeu. Și presează alții, până te rebotez, nu te primim. Nu este foarte bine. Văd frații adventiști care fac agricultură și toată ziua sunt cu pompa în spate, omorând dăunătorii care le distrug culturile. De ce nu intervine Dumnezeu? Că ce l-a spus? Puneți-mă la încercare. Pentru că Dumnezeu a zis, spin și pălămide să-ți dea pământul, în sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea. Spinii, pălămida, sistemele acestea vegetale dezorganizate trebuie muncite ca să fie aduse la planul inițial. De asemenea, insectele, dăunătorii. Este o emisiune în care mă fac și vulnerabil, da? Nu... S-a mai întâmplat. Pe Loredana, eram într-o seară atât de obosit, atât de obosit, deci eram terminat de obosit, mă mai prăbușesc o dată. Și pe când să-mi pun capul pe pernă, am auzit un cor de țânțari. Un cor de țânțari, din aceia nestăpâniți, care cum a prins lumina, au dispărut, frate. Pe vremuri, când aprindeai lumina, se vedeau și se puneau pe un stat, pac, pleacă copliciu și nu mai există țânțari din ăștia proști. Deci acum un cor de țânțari începea să-și facă simțită prezența. Cântau pe 7 voci, 8 voci. Și eram atât de obosit încât m-a rugat fierbind și a zis, Doamne, te rog din toată inima, liniștește-i pe ăștia, lasă-mă să dorm. Și te rog eu frumos, ajută-mă. Aprindeam lumina, niciun țânțar, niciun cor, nimic. A trebuit să mă ridic din pat, să urc la volan, să mă duc până la primul non-stop care are o chestie din aia de băgat în priză cu lichid de țânțari. Și am mulțumit Lui Dumnezeu că mi-a dat putere ca să mă ridic, să mă duc, am mulțumit Lui Dumnezeu că am bani să cumpăr chestii din aia de țânțari. Am băgat la priză, într-o jumătate de oră n-am mai crâcnit unul și am adormit. Nu se poate rezolva totul dintr-o rugăciune. Dumnezeu a dat minte oamenilor să descopere anumite lucruri împotriva dăunătorilor. De aceea trebuie să facem ceea ce este de făcut. Ionel, în ce fel s-a făcut șarpele vinovat în grădina Edenului? A permis diavolului să se folosească de trupul și vocea lui ca să o poată ispiti pe Eva? Bănuiesc că șarpele putea vorbi, întrucât femeii nu i s-a părut nimic ne la locul ei să vorbească cu el. Există o teorie că șarpele și animale vorbeau. Chiar și Charles Perrault vorbește în Motanul încălțat, are o expresie interesantă, zice, și cum pe vremea aceea vinele cunoșteau glasul graiul oamenilor, așa mai departe vorbește despre Motanul încălțat. Nu cred totuși că animalele cunoșteau graiul oamenilor, deși înainte de căderea în păcat, Dumnezeu zice omului să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate trătoarele. Cum adică să stăpânească peste peștii mării? Putea omul să stea sub apă fără să aibă probleme? Putea să zboare? Putea să învingă gravitația? Să stăpânească peste păsările cerului? Nu știu, sunt multe necunoscute pe care le avem. Dar cert este că Eva a rămas sedusă când a văzut un șarpe vorbind. Sunt comentarii biblice care vorbesc despre faptul că șarpele dimpotrivă i-a spus femeii că el a dobândit puterea de a vorbi mâncând din acest fruct. Adică, uite, vezi ce am dobândit eu, încep să vorbesc dacă mănânc. Cine știe ce se va întâmpla cu tine dacă vei mânca? Cam asta era sugestia. Așadar, cred că nu cunoșteau jivinele graiul oamenilor și cred că femeia a fost fascinată văzând un șarpe vorbind, era ceva neobișnuit, de aceea s-a apropiat cu mare încredere, probabil că avea un glas foarte miros și foarte iubitor să nu o sperie, da? Mai ales că șarpele se spune că era cea mai frumoasă făptură creată de Dumnezeu. Era un fel de libelulă cu aripi. Există un text în Ezechiel, dacă nu mă înșel, care se vorbește despre șarpele cu aripi. Adică era altfel șarpele decât cum știm noi astăzi și unii zic că și acum în scheletul lui se vede că șarpele am pierdut niște aripi. Șarpele zbura, plana, da? Și când a vorbit cu Eva, a fost foarte, foarte miros și plin de dragoste. Cine știe ce grai a avut, știi? Și Eva nu s-a speriat. S-a dus să vadă care-i treaba. Cum vorbește asta? Bine, nu știu dacă cunoștea pe atunci sentimentul de frică. Probabil că nu.
Din partea Rădicăi, Apocalipsa 20:5. Cine sunt ceilalți morți care nu au înviat? Am mai discutat despre întrebarea aceasta. În Apocalipsa, capitolul 20, versetul 5, este o interpolare aici, cronologică. Zice așa, am văzut niște, versetul 4, niște scaune de domnie, au șezut pe ele, li s-a dat judecata, am văzut sufletele celor ce le stătease capul din pricina mărturiei lui Iisus și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până ce nu s-au sfârșit și 1000 de ani. Deci cei credincioși au înviat și au împărțit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până ce s-au sfârșit și 1000 de ani. Și apoi zice, aceasta este întâia înviere. Care? Nu ăștia ceilalți morți după 1000 de ani, ci întâia înviere este prima înviere a celor credincioși care au înviat și au împărțit cu Hristos 1000 de ani. Deci, aceasta este întâia înviere, este o interpolare, trebuia să fie puțin mai sus. Adică Biblia reia iarăși problema. Aceasta este întâia înviere. Care? Cei care sunt credincioși și care au împărțit cu Hristos. Ceilalți, după 1000 de ani, au înviat. Deci nu... A doua înviere n-are cum să fie prima înviere. Da? Deci e foarte clar textul biblic în contextul ăsta. Am un text foarte lung. Afrodita l-a scris și vreau să fiu foarte atent. Luca 8, 5 cu 8 și 12 cu 15. Conform multora, în pilda semănătorului ar fi vorba despre aducerea multor oameni la Hristos. Totuși, după cum am înțeles eu, în pilda semănătorului, semănăturile Domnului Iisus, sămânța e cuvântul său, pământul de orice tip ar fi el, suntem noi oamenii în care este semănat cuvântul. Deci, dacă oamenii sunt pământul, pământul nu ar putea aduce alt pământ ca roadă, nu? Rodul, după cum spune Luca, fac rod în răbdare, deci nu îl aduc de undeva. Dacă e să mergem la capitolul judecata viitoare din Matei 25, 34 cu 46, când spune că împăratul îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, pe unii la dreapta, iar pe alții la stânga, criteriul va fi, după cum înțeleg eu, roada Duhului Sfânt și nu aducerea altora la Hristos. Roada care reiese din versete ar fi bunătate, milă, dragoste de frați și de oameni, împreună simțire. Mulți dintre noi se păcălesc singuri neglijând roada Duhului, ei se măgulesc lăudându-se care mai de care cu aducerea altora la Hristos și nu numai atât, dar se mai și luptă între ei pentru a-i convinge pe alții că au dreptate și caută să-i aducă la credința lor și nu la Hristos. Datoria noastră e doar să le vorbim oamenilor și să dăm mărturie. Lucrarea de aducere și de convertire cu care se laudă unii nu ne aparține nouă, ci Duhului lui Dumnezeu. E corect? Da, lucrarea de convingere nu ne aparține nouă, ci Duhului lui Dumnezeu. Iar oamenii care zic că am adus la Hristos alte suflete, un pic exagerează. Pentru că noi oamenii nu putem aduce pe nimeni la Hristos. Zice cuvântul lui Dumnezeu, unii seamănă, altul se cere, da? Voi vorbiți acolo unde voi se cerați, acolo unde nu voi v-ați sostenit, zice Domnul, da? Cine știe? Pardon, câți oameni au vorbit cu respectiva persoană înainte de tine? Duhul lui Dumnezeu convinge pe unii oameni să-și îndrepte viața înainte ca să ajungi tu în viața lor, să le spui. Așa că noi dăm mărturie despre Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu convinge și face lucrarea. Florin, cum dovedim că duminică Iisus a înviat? Prin 8 texte ale Bibliei, Noul Testament, care vorbesc despre ziua întâia săptămânii. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus când a înviat în ziua din întâia săptămânii. În ziua din întâia săptămânii. Iar fără nicio tăgadă, ziua întâia săptămânii este duminică. Pentru că creștinii țin ziua învierii. De aceea, adică unii dintre creștini, așa spun ei, că țin ziua învierii. Iar ziua întâia săptămânii este ziua duminicii. Tot Florin, sabat cum se traduce? Sâmbătă sau odihnă? Sabat înseamnă dar de la Dumnezeu, în odihnă. Dar din punct de vedere al zilor săptămânii, ziua sabatului, nu încape nicio îndoială, este sâmbăta noastră. Din acest sabat vine în spaniolă sabado sau sabado, în italian la fel, în rusă subota, în maghiară sâmbăt și în românește după ziua lui Saturn, Saturday în engleză, dar în românește sâmbătă. Tot S, B, T. Da? Trei,
consoane. Nu avem nicio îndoială cu privire la care este ziua sabatului, sâmbăta noastră. Despre ce vorbește Domnul Iisus în Marcu 9 cu 1? Irene vrea să știe. Marcu 9 cu 1. Ia să citim ce spune Marcu 9 cu 1. Zice așa. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Și imediat după aceasta, Iisus ia pe trei dintre ucenici și duce pe muntele schimbări la față, unde ei văd venind împărăția lui Dumnezeu cu putere. Văzându-l pe Iisus schimbându-se la față. Despre asta vorbește Domnul Iisus aici. Când Iisus se schimbă la față, El permite ca fața Lui să fie aceea unui Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, ca ucenicii să vadă puterea Lui, măreția Lui și ei să zică vrem să fim totdeauna în prezența Ta. Vrem aici trei colibri, zice Petru, să facem. Da? Despre acest eveniment vorbește Domnul Iisus când zice vor fi unii aici care nu vor gusta moarte până vrea venirea împărăției Lui Dumnezeu cu putere. Despre evenimentul schimbării la față. Mirela, cum știu ce talent mi-a dat Domnul? Când calculezi în inima ta darurile pe care le ai, talentele pe care le ai și vezi care dintre aceste talente pot fi folosite pentru slujba lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Și vreau să spun o taină. Nu există om pe lumea asta care să n-aibă cel puțin un talent. Poate că ai darul de a mângâia pe oameni cu un cuvânt de mângâiere. Poate că ai darul de a găti ceva pentru familia ta. Și gătind pentru familia ta, faci un efort și gătești și pentru un vecin sărac. Asta este darul tău pe care poți să-l dăruiești lui Dumnezeu. Sunt foarte multe daruri în această viață. Poate ai darul de a cânta. Și dacă ai darul de a cânta, poți să cânți atunci când o persoană este zdrobită. Știi cât de mult contează un cântec pentru o persoană zdrobită? Mi-aduc aminte de o scenă superbă din viața maestrului George Enescu. Într-o seară a trecut pe lângă ușa lui Ștefan Lucian. Și Ștefan Lucian era bolnav. Pentru că nu avea aer, a lăsat ușa deschisă. Maestrul George Enescu a intrat, a luat vioara și a cântat. Și la sfârșitul reprezentației, Lucian îi spune: fii binecuvântat, străine, care mi-ai unduit sufletul. La care maestrul Enescu îi spune: prietene, n-aș fi intrat dacă n-ai fi lăsat ușa deschisă. Cât de mult bine se poate face cu un cântec, cu o strofă dintr-o poezie, cu un cuvânt de mângâiere. Cercetează în sufletul tău, vezi ceea ce a pus Dumnezeu în tine și pune în slujba lui Dumnezeu, chiar dacă este un singur talent. Aurel, ce se știe despre Megiddo? Este ceva real sau e ceva figurativ și are un alt înțeles? Muntele Megiddo este un munte real, dar care a ajuns să fie folosit de Dumnezeu în mod simbolic, ca fiind confruntarea finală dintre Iisus și puterile răului. Bătălia de la Armageddon, Har-Megiddo, muntele Megiddo, este această confruntare spirituală dintre Iisus și forțele răului, dar la sfârșitul timpului și confruntare directă, în care Satana și îngerii lui vor fi și ei aruncați în iazul de foc și aceasta va fi moartea a doua. Practic, asta se va întâmpla. Daniel, există peste 150 de evanghelii, cele patru canonice sunt diferite față de restul 146, atât în substanță cât și în mesaj. De cine oare au fost schimbate? Știți, când Dumnezeu are o lucrare, diavolul are și el o contralucrare. Dumnezeu dă aerul proaspăt al pădurilor. Diavolul îți dă tutunul, cu gudron, cu 500 de substanțe cancerigene. Dumnezeu are apa, din care sorbim aici la emisiune. Diavolul a inventat apa de foc, cum zic indienii, adică alcoolul. Dumnezeu a hotărât ca prin Duhul Sfânt să influențeze patru bărbați ca să scrie evangheliile despre ceea ce a făcut Domnul Iisus, despre ceea ce au văzut ei cu ochii lor. Matei, martor ocular, evreu, un om stilat, Marcu, ucenicul lui Petru, a primit tot din gura maestrului său. Luca,
jurnalistul primului secol. A cercetat cu deamănuntul toate lucrurile, dă date exacte despre bolnav, despre când s-a întâmplat asta, când s-a ivit cealaltă. Ioan, ucenicul iubit, care scrie ultimul. Se pare că Evanghelia după Ioan este cea mai nouă Evanghelie, adică el o scrie după ce tot Noul Testament a fost scris. La sfârșit Ioan scrie Evanghelia după Ioan, împreună anul 100. E bine, pe lângă acești bărbați care au fost influențați de Duhul lui Dumnezeu, au fost și alții care au vrut să iasă în evidență. Să scrie și ei despre Iisus, să scrie și ei în stânga, în dreapta. De exemplu, am citit Evanghelia după Toma. Unii scriitori și-au atribuit nume de apostoli, deși e clar că Toma n-ar fi scris așa ceva. Printre bazaconile pe care scrie Evanghelia după Toma e că, la un moment dat, Fecioara Maria, dacă mi-aduc bine aminte, întinde niște scutece ale lui Iisus pe sârmă și un copil care era orb din greșeală lovește cu capul scutecele lui Iisus și primește vederea. Și tot felul de chestii de genul ăsta. Sau Iisus face niște bulgărași din tină și dintr-o dată suflă și le dă viață ca niște vrăbii sau așa ceva. Adică tot felul de experiențe de genul ăsta în care Iisus nu este prezentat în mod real, ci hiperbolizat și cu niște lucruri exagerate. De aceea Dumnezeu n-a îngăduit ca aceste evanghelii, apocrife, le numim noi, să intre în canonul biblic, ci doar acelea inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Tudor vrea să știe ce este adventismul. Cuvântul adventist vine de la latinescul advenio, venire, care înseamnă așteptător al lui Hristos. Adventismul, ca mișcare în creștinism, se naște în jurul anului 1840, când un fermier baptist numit William Miller vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Toți cei care l-așteptau pe Domnul Hristos atunci, în perioada aceea, se numeau adventiști. După marea dezamăgire de la 22 octombrie 1844, când William Miller a fixat o dată a revenirii Domnului Iisus Hristos, în mod greșit a fixat el data, dar el credea cu ardoare că Domnul Hristos vine în octombrie, în 1844, unii s-au descurajat. Dar alții au continuat studiul. Printre oamenii care au continuat studiul, în 1863 se organizează Adventiștii de ziua a șaptea, care constituie o mișcare mondială până în zilele noastre. Așa că asta înseamnă adventism, înseamnă așteptător al lui Hristos. Tudor, cum interpretați capitolul 13 din Ezechiel? Cred că a mai fost întrebarea asta în direct. Cele cu Ohaba și Oholiba. A, 13, nu 23. Da. Ezechiel, capitolul 13. Da. Mâna lui Dumnezeu vorbește împotriva prorocilor mincinoși, ale căror prorocii sunt mincinoase, ei nu vor rămâne în adunarea poporului meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nu vor intra în țara lui Israel, deci știi că eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Deci Dumnezeu vorbește împotriva prorocilor mincinoși. Interpretăm exact așa cum scrie. Sunt unii care au vrut să facă pe-a grozavii, că primesc revelații de la Dumnezeu, dar ei n-au primit revelații de la Dumnezeu. Și sunt mulți în Sfânta Scriptură în contextul acesta. Și Dumnezeu este împotriva acestor oameni care chiar nu primesc nimic, dar ei au impresia că primesc. Cristian, fără vreo răutate, doar curiozitate, cum putem să învățăm copiii la ora de religie că ne tragem din Adam și Eva, iar apoi la ora de știință să învățăm evoluția și restul descoperirilor ce pot fi verificate? Este o sciziune în sistemul românesc de învățământ. E adevărat, are mare dreptate, dragul nostru telespectator. La ora de religie le vorbim că Dumnezeu a creat, dar mai deștepți, acum învățăm că au fost din maimuță. Cred că ar trebui să se adune mai mare acestei țări și să discute, să vadă, domnule, ce putem să înțelegem de aici. Sunt două variante, trei variante, că unii cred că e vorba despre Dumnezeu care a lăsat evoluția. Adică un evoluționist teist. Alții cred că e vorba doar de evoluție, alții cred că e vorba doar de creație. Ar trebui să se adune deștepții acestei țări și să instituie în învățământ, domnule, uite, cam asta este ceea ce credem noi ca oameni de știință sau ca români. Oricum, Biblia nu este o carte științifică, dar Biblia vorbește despre faptul că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și noi rămânem fideli cuvântului lui Dumnezeu și credem lucrul acesta.
Vasi, am și o întrebare. Dacă dai bani împrumut, aștept să ți-i dea înapoi? Da sau nu? Vasi, vezi cum fac eu? Dacă tot suntem aici la capitolul vulnerabilitate, în urmă cu câțiva ani am învățat o lecție grea. Am fost într-o altă țară, am câștigat niște bani muncind mult de tot, mult de tot. Și am venit acasă cu o sumă de bani. În ziua în care am venit acasă, m-a întrebat un prieten, câți bani ai făcut? Eu, ca prostul sincer, îi spun câți bani am făcut. Azi, îi vreau pe toți. Îi vreau pe toți că, uite, am o treabă și nu știu ce. Zic, bă, uite, n-am nevoie de ea acum. Ți-i dau. Știam că omul are bani mulți. Mai ales că plănuia să cumpăr de la el și o mașină și zicea, uite, dacă așa îți dau mașina, mai am de plătit 3 luni la ea și după aia ți-o dau ție și după aia mai îmi dai tu nu știu câți bani în 4 ani și... Suna bine. Doar că după 3 luni am mai răspuns la telefon. Fiul lui lovise mașina, care trebuia să fie dată mie. Și m-am chinuit vreo un an să scot toți banii înapoi după el. Și atunci am zis așa. Dacă pot să dau un împrumut cuiva, fără să mai aștept să-i primesc înapoi, îi dau. Dacă nu pot să-mi permit ca în momentul în care dau un împrumut să nu-mi imediat înapoi, că după aia rămân fără și sunt cu nopți nedormite așa mai departe, nu-i dau. Dar Domnul Iisus zice, cerului ce-ți cere, dă-i. Nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Dacă ai posibilitatea, dă-i. Doar că nu înseamnă că trebuie să iau din gura copiilor mei și să dau altuia care n-a muncit pentru ei, truda, mâinilor mele. De aceea, cu înțelepciune, ascultând Scriptura, cred că putem fi binecuvântați și feriți de multe rele. Mirela, poți fi copilul Domnului fără să fi primit botezul Duhului Sfânt? Mirela, botezul Duhului Sfânt, unii oameni cred că este unul dintre darurile Duhului Sfânt, adică vorbirea în limbi necunoscute. Aș vrea să spun că Biblia nu vorbește despre faptul că botezul Duhului Sfânt ar fi doar vorbirea în limbi, ci botezul Duhului Sfânt este o turnare specială a Duhului Sfânt peste viața noastră prin mai multe daruri pe care Duhul ni le dă. Putem avea botezul Duhului Sfânt fără să fim toți vorbitori în alte limbi. Acest lucru scrie în 1 Corinteni, capitolul 12. Și vreau să citesc și textul, ca să nu există vreo îndoială a cuiva în legătură cu lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Zice Apostolul Pavel. Toți am fost botezați de un singur Duh. Și în capitolul 12, pe final, zice. Toți sunt apostoli? Toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au dat tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Nu. Asta este răspunsul retoric. Nu toți. Unii avem anumite daruri ale Duhului Sfânt. Alții suntem învățători, alții au darul minunilor. Dacă nu avem un dar al Duhului Sfânt, nu înseamnă că nu suntem botezați cu Duhul Sfânt. Dar cred că toți trebuie să primim acest botez al Duhului Sfânt prin armonia vieții noastre cu Dumnezeu, prin roada Duhului care trăiește în noi. Cornel, mai avem foarte, foarte puțin la dispoziție, mai exact 2 minute. Vedem dacă mai poți să răspunzi la o întrebare sau poate chiar 2. Florin, credeți că e de ajuns pentru un om să fie sărac pentru a intra în împărăția cerurilor? Nu, nu e de ajuns. Am vorbit eu data trecută despre un sărac, Lazar, care era și Dumnezeu l-a mântuit. Sărăcia nu este un criteriu de mântuire. Singurul criteriu de mântuire este dragostea și faptul că prin Domnul Hristos putem ajunge mântuiți. Iorica, în Evrei spune că Dumnezeu a rânduit o altă zi. Cum se explică? Da, nu este o altă zi de odihnă, ci o altă zi, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, pentru că cei cărora Dumnezeu a dat-o
în primul rând, n-au intrat în acea odihnă din pricina neascultării lor. De aceea Dumnezeu hotărăște din nou o zi. Astăzi, dacă auziți de la sunul, vă împietriți inimile. Din nefericire trebuie să ne oprim. Au mai rămas 5 întrebări, dar cu ele vom începe emisiunea atunci când vom relua directul. Îți mulțumesc pentru prezența din această seară. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Începând de luni, acum până pe 3 septembrie, intrăm într-o perioadă de vacanță, timp în care veți urmări cele mai reușite emisiuni pe care noi le-am avut pe parcursul acestui an aici la A7 TV. Sperăm să fiți alături de noi și în această perioadă de vacanță. Și în septembrie revenim cu forțe proaspete, emisiunile toate vor fi în direct, echipa poate va fi nouă, poate și vineri seara reușim să facem ceea ce ne-am propus de mai mult timp, ca emisiunea să țină 90 de minute, astfel încât să avem timp destul să răspundem la cât mai multe întrebări. Așadar, ne revedem în direct de-abia în septembrie. Până atunci vă dorim o vară și o vacanță frumoasă. Și țineți aproape de Domnul. În fiecare moment fiți aproape de El. Numai bine vă dorim!